Foco Israel. Aşağı yukarı doğu versin. Şey. Yeremia, tamam. Şey, exact. Çatışma Yeremia. Şey. Ne acolo, cu Dumnezeu vă întoarce fața împotriva poporului. Care popor? Bineînțeles, al nostru. Și de ce? Pentru că s-au răzvătit sau pentru că nu au. Deci, ce vreau să spun? Eu știu că e mângâiere sau că credința e pentru toată lumea și toate astea. Dar vreau să spun altceva, dragii mei evrei care sunteți în Israel. Eu nu am venit aici ca să vă osândesc, ca să vă convertesc, ca să vă ucidă. Nu. Eu am venit să vă salvez viețile. Să vă spun că cum zicea Nichita Stănescu despre un anumit lucru despre creier, e bine, eu mă gândeam dacă nu cumva sunt un factor de risc. E bine, vreau să vă spun că Israel este a devenit un loc foarte riscant. Poate în perioada de față. Domnul nostru Iisus Hristos a prorocit când își vedea Ierusalimul înconjurat de munți, de oști, atunci locuitorii Ierusalimului să fugă la munți. Acum știți versetul, cum trebuie să vă citesc eu din psalmi, ăla se referă. E bine, să fugeți la munți și unde găsiți munți? Eu zic la România ați putea să veniți la Dumnezeu să vă țină viețile. Și cu asta am încheiat în rugăciunea și spun Alhamdulillah. Amen.